Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Silvia Lupei, moderatorul și realizatorul acestei emisiuni și investigatorul, fiindcă avem un talk show investigativ, adică ceva deosebit, mai mult decât o dezbatere, decât o aflare întreabă sau o șezătoare, să spunem noi, politică sau chiar și intelectuală. Nu e cazul, în multe televiziuni n-am mai văzut de mult intelectuali sau șezători intelectuale. Avem mai mult șezători de vorbe goale sau vorbe spuse de oameni care nu cred în nimic, dar rămite în Dumnezeu, dar rămite în Creatorul Lumii. De ce am făcut această introducere atipică pentru o emisiune de investigații cu tematici politice, socioeconomice, etc., civice în special? Fiindcă în această seară am zis să avem și o ediție specială la început de an dedicată lui Dumnezeu. Fiindcă Dumnezeu este cel milostiv, acea forță care ne-a creat, dar care în continuare ne ține în viață. Milostiv adică prin mila Lui și nu prin forțele noastre sau exclusiv prin forțele noastre. În această seară este invitat domnul Liviu Petrina, unul din fondatorii creștini democrației în România postcomunistă, foarte important de spus lucrul ăsta, comunismul a fost ateu, creștin democrația a venit cu valori spirituale care au fost negate și distruse cu cruzime până la a se ucide oameni care credeau în Dumnezeu, asta a fost comunismul, și creștin democrația în libertate, iată de 30 de ani, 31 de ani de libertate, ne permite astăzi să vorbim cu unul din intelectualii creștini ai României. Bună seara, domnule Liviu Petrina! Bună seara. Și lângă domnul Liviu Petrina, sau între mine și dumnealui, dacă o să avem un cadru general, mai este un domn, o doamnă, un invitat, este o copertă de la acest dicționar editat, realizat, coordonat, tipărit sub patronajul direct al domnului Liviu Petrina, ca intelectual creștin, ardelean, transilvanean, cel care a stat alături de seniorul Corneliu Coposu și a și fondat Partidul Național Țărănesc Creștin și Democrat, primul partid creștin-democrat, de fapt, în zilele însângerate ale Revoluției din 89. Și iată că domnul Liviu Petrina, lider al Partidului Corectei Guvernări, este președinte executiv, un partid nou care continuă tradiția creștin-democrată a PNDCD-ului, a făcut un dar, nu numai intelectualității, ci României creștine în general, de orice confesiune. Să știți că, până la urmă, creștinismul, fie el ortodox, catolic sau protestant, în privința savanților lumii care cred în Dumnezeu, așa cum se intitulează acest dicționar, realizat de domnul îngrijit și realizat de domnul Liviu Petrina, cu citate, documente, dovezi din tot ceea ce au gândit, au spus, au scris, au simțit marii savanți ai lumii, care cred în Dumnezeu. Deci este un dar făcut societății culte, societății românești, post-comuniste, post-decembriste, și am zis să-i facem o lansare, deși premergător la Ateneul Român, o să ne spună domnul Petrina, a avut loc lansarea, să spunem noi, ca eveniment editorial, dar ca eveniment mediatic a preferat domnul Petrina să vină la Inedit TV. Noi, cu un spațiu generos, îi mulțumim. Iată, grosimea, iată, este un dicționar, un tratat, era să spun, în toată regula, dicționarul savanții lumii cred în Dumnezeu. Domnule Petrina, de ce ați considerat necesar să editați o asemenea lucrare când toată lumea spune crede în Dumnezeu și savanții cred în Dumnezeu? Nu ar fi, adică e o, așa, o vorbă aruncată în vânt de oameni sau obișnuit să vorbească așa, fără consistență? E o lungă dezbatere în ultimile secole cu privire la relația dintre credință și știință. Cercurile atee și comuniste au încercat să folosească știința, oamenii de știință, spre a elimina credința, spre a nega credința. La sugestia unui profesor, fratele soției mele, care este coautor, soția mea coautor la acest dicționar, dând urmare unei sugestii,
a acestui profesor de liceu, Ioan Coriolan Sigarteu de la Târgu Lăpuș, am adunat date despre savanți, despre poziția lor față de religie. Am avut în vedere, în special, savanții din domeniul științelor exacte. Pentru că apoieții, scriitorii, filozofii, cred, au ei imaginații, cred în Dumnezeu. Dar oamenii riguroși, savanții, asta ni se spunea mereu. Aștia nu duc în Dumnezeu. Știința nu are nimic de a face cu credința, cu religia. Mi-a spus un tânăr odată, nu o să-mi spuneți mie că Einstein credea în Dumnezeu. Și zic, tocmai Einstein credea în Dumnezeu și i-am consacrat câteva pagini. O să vă citez două, trei din afirmațiile lui imediat. Ați vorbit de, l-ați menționat pe Corneliu Coposu, trebuie să adaug imediat că eu am avut fericirea de a fi și în preajma unor personalități creștine foarte puternice și l-aș aminti aici pe profesorul universitar Alexandru Ciplea, un medic mare din familia Iuliu Hațeganu, și pe Ioan Alexandru. Împreună cu Ioan Alexandru, poetul Ioan Alexandru, cu care am întemeiat primul partid creștin-democrat în România post-comunistă în 22 decembrie, tot cu el împreună am întemeiat la Năsăud o universitate creștină, una din cele trei facultăți fiind creștinism și știință. Asta a fost ideea lui Ioan Alexandru, să facem o facultate dedicată relației dintre creștinism și știință. Să înțeleagă intelectualii, oamenii care îndeopște în biografii, nu-și trec acest aspect al relației lor cu credința, cu Dumnezeu. Noi suntem obișnuiți să punem tot felul de hobby-uri acolo, adunăm timbre, fluturi, alte povești, dar poziția față de credință o lăsăm nemărturisită adesea. Ca și cum s-ar considera că toată lumea crede, că toată lumea știe că savanții erau credincioși, că se presupune că omul e bun și el crede în Dumnezeu, dar nu e așa. Domnul Alupi, eu cred că motivul pentru care oamenii trec sub tăcere acest lucru se datorează unei anumite precauții, să nu fie considerat habotnic, să nu fie considerat extremist, să nu fie considerat revolut. În America, am documente în acest dicționar, foarte mulți profesori universitari nu-și mărturisesc credința în Dumnezeu până când nu ajung să fie șef de catedră, până când nu ajung la o stabilitate academică încât să nu mai fie amenințată poziția lor. Pentru că sunt, din păcate, cercurile atee sunt active în a cenzura, în a impune savanților tăcere cu privire la apartenența lor la credință. Am fost foarte surprins să constat cum mari savanți au lăsat mărturie despre credința lor doar în manuscrise, în jurnale, în amintirea soției, în amintirea copiilor, a unui prieten apropiat, a unui preot duhovnic și așa mai departe. Fapt este că, sintetizând cele aflate în acest dicționar de 1000 de pagini, eu am întocmit o listă de 30 de teze pe care v-am pus-o. Da, eu mă bucur tare mult. Este aici esența esenței, să spunem, în realizarea acestui dicționar, care este opera de selectare, pe lângă o documentare laborioasă și foarte inspirată, spun eu, profundă, a domnului Liviu Petrina, un intelectual creștin care, repet, a făcut dar societății românești, societății culte creștine, indiferent că este ortodox, catolic sau protestant, acest dar savanții lumii cred în Dumnezeu ca dicționar. Și iată primul punct aici din această serie de 30 de esențe, să le spunem, ale dicționarului, rădăcinile creștine ale Europei și ale lumii. Da. Europa, lumea, are temeiuri pe credința creștină. Aici s-a plămădit civilizația
Europei, civilizația lumii. Iar cea mai mare descoperire pe care omenirea a realizat-o este existența lui Dumnezeu. Avem în ecran 4 minute lansarea la Ateneul Român a lucrării domnului Liviu Petrina. Da, în 19 ianuarie am avut bucuria să fiu invitat la o adunare creștină care a fost organizată de Forumul Civic Creștin, forum întemeiat de părintele Matei Boilă, unul dintre cei care s-a rugat pentru reușita acestei lucrări, da? Și împreună cu profesorul Ioan Panican, împreună cu profesorul Vasile Mihoc de la Institutul Teologic Ortodox din Sibiu. Forumul Civic Creștin s-a dezvoltat și organizează din când în când, iată, în sala de cultură, de spiritualitate, cea mai prestigioasă din România, la Ateneul Român, adunări creștine semnificative. În cadrul acestei adunări am avut bucuria să prezint și să lansez dicționarul în fața publicului generos de acolo, o mie de persoane. O secundă, de la regie avem semnalul că vom revedea noi, sau publicul va vedea pentru prima dată acest moment cu sunet, nu numai cu ilustrație, 4-5 minute de la acest eveniment. Ne face o mare plăcere și o mare bucurie să vă spunem, colegul nostru distinsul, profesor Liviu Petrina, împreună cu distinsa dumnealui soție, au elaborat dicționarul acesta intitulat Savanții lumii cred în Dumnezeu. Și cum spunea și părintele Vasile mai devreme, într-o lume cu fel și fel, cred că este un dicționar foarte, foarte de trebuință, un dicționar care ar trebui să nu lipsească din nicio casă. Îl invit pe domnul Petrina să ne spună în câteva cuvinte cum a apărut lucrarea aceasta minunată, la ieșire cei care veți dori dicționarul acesta, îl veți găsi, dumnealui poate că vă va strânge și mâna, vă va da și un autograf și toate celelalte deopotrivă. Mulțumesc lui Dumnezeu, domnilor voastre, pentru onoarea deosebită care ni se face de a se anunța această lucrare la care ne-am străduit între cel de-al 70-lea și al 80-lea an al vieții, să adunăm despre savanți, despre oameni de științe exacte, punctul lor de vedere al fiecăruia cu privire la credință, la Dumnezeu. Propaganda atee și comunistă a folosit și din păcate continuă să folosească, încearcă să folosească știința pentru a o contrapune credinței, pentru a slăbi credința oamenilor. Gândul nostru a fost să contribuim prin această lucrare, să aducem la îndemâna semenilor noștri documente din care rezultă foarte clar cei mai mari savanți ai lumii, majoritatea savanților lumii au fost creștini, au crezut în Dumnezeu, fie au mărturisit aceasta direct și sunt cei mai minunați dintre ei, fie prin documente rămase de la ei, prin mărturiile din familie, prin mărturiile colaboratorilor, am putut să avem date cu privire la credința lor. Încă o dată sunt onorat să pot anunța această carte care a apărut în decembrie, în această clădire sacră a poporului român
și mai ales în fața dumneavoastră a acestor creștini zeloși care puneți umărul la răspândirea credinței în lume. Vă mulțumesc! Eveniment editorial al dicționarului Savanții Lumii Cred în Dumnezeu, realizator Liviu Petrina, membru fondator al Creștinii Democrației în ianuarie 90, iată acum 30 de ani, la Ateneul Român în 19 ianuarie 2020. Domnule Liviu Petrina, rămăsesem la aceste teze, eu le spun esențe, care se regăsesc în scrisul, gândirea, simțirea savanților lumii, prinși de dumneavoastră în acest dicționar de peste 1000 de pagini, o lucrare teribilă. Avem circa 2800 de savanți aici prezenți, din științele exacte, subliniez, fizică, chimie, medicină, astronomie, matematică, biologie, fiziologie, științele exacte. Este una din concluziile cele mai puternice este aceasta: știința modernă este de origine creștină. Oamenii de știință, ei înșiși au fost animați de o motivație religioasă în cercetările lor. Chiar Einstein spunea că fără o motivație mistică, fără o motivație religioasă, nu poți să faci o cercetare temeinică, curajoasă, continuă, cu dorința de a găsi adevărul. Iar Newton, cel care ne-a dat sistemul newtonian, evident, al mecanicii clasice, atât de mare avea credința în Dumnezeu că în momentul când trecea prin fața unei biserici sau când se vorbea în mod oficial despre divinitate, își scotea pălăria. Da, fără Einstein, au fost Isaac Newton, fără acest fizician, astăzi nu am fi avut dezvoltată mecanica. Mecanica aceasta ne-a adus nouă atâtea progres, și atâtea lucruri în civilizația materială a omenirii. Vă rog, continuați. Subliniez că oamenii bisericii au dăruit extrem de mult științei. Într-o istorie a civilizației Drimbă, vreo 7 volume, spune că majoritatea oamenilor de știință au fost călugări, preoți, episcopi, patriarhi, cardinali, pentru că o lungă perioadă, după cum știm, universitățile au fost strâns legate de mănăstiri, de biserică, de altfel, și așezămintele sociale ale bisericilor. De altfel, universitățile au fost, începând cu Sorbona, au fost întemeiate de biserică. Universitățile însele au fost întemeiate de biserică. Religia și știința au o luptă comună, destinată înțelegerii universului în care trăim și a omului. Universului în care trăiește omul și a omului însuși. Descoperirile științifice pentru mulți savanți seamănă cu revelațiile religioase. Este o armonie deplină între rațiune și credință. Contrar a ceea ce ni s-a spus. Afirmațiilor răuvoitoare ale ateilor. Că nu se poate nici credință fără știință, nici știință fără credință. Nu se Corect. Poate. Civilizația este rodul credinței în Dumnezeu. În context teologic poate fi înțeles universul, pe când prin știință numai se ajunge la un impas. Unul dintre savanți spunea: noi cercetăm precum am urca un munte. Urcăm și cucerim pisc după pisc. Și când am ajuns, credem noi, în vârf, de după ultimul vârf ne întâmpină un grup de teologi zâmbind, care au sosit înaintea noastră acolo. Ce frumoasă! Da. O propoziție care la început m-a șocat, am auzit-o de la monseniorul Vladimir Ghica. El prezent aici pentru că era și un om de știință. Un savant trebuie să fie sfânt. Adică ca viață.
ca viață și ca spirit de cercetare. Adică trebuie să fie de o corectitudine impecabilă, ireproșabilă. Un savant trebuie să fie sfânt. La început, vă spun, m-a șocat, dar mi-am dat seama că mari, are temei. Potrivite, forțat, dar are temei. Fiindcă în substrat, noi vedem că orice lucru adevărat în viața omului și în viața universului, cum spunea, se raportează la Dumnezeu. Iar în fața lui Dumnezeu nu poți să umbli cu jumătăți de măsură. Vă rog, mai materialismul departe. Ateu nu este expresia științei. Cei care au promovat materialismul spunând că ei fac știință, promovează știința, sunt niște excroci, impostori, ați văzut falsificatori. De viață, de adevăr, da. Ați văzut vreun absolvent de Ștefan Gheorghiu sau profesor de Ștefan Gheorghiu după Revoluție și anii aceștia care să-și ceară măcar scuze în fața societății românești că a mâncat cu polonii, cu materialism din păcate, dialectic, din păcate nu avem așa ceva. Uitați-vă ce zice marele savant român Paulescu, despre care părintele Galeriu, descoperitorul insulinei, care a vindecat o boală ce la începutul secolului XIX era precum cea mai cumplită boală astăzi. Era boala care afecta principala boală a omenirii. Despre Paulescu, părintele Galeriu a spus că Paulescu este cel mai mare interpret științific al divinității, într-un titlu de eseu. Paulescu spune așa: materialismul nu este decât un țesut de erori, o doctrină răufăcătoare care împiedică progresul științei vieții. Ideea de Dumnezeu este o noțiune fundamentală, fără de care știința cade în absurd. Materialismul ateu a năpădit societatea modernă, care l-a primit orbește, tocmai pentru că el s-a dat drept expresia științei. El s-a servit de prestigiul științei, deși ca sistem este însăși negația științei. Un ateu este o negație a științei ca să impună semisavanților incapabili să-i priceapă ipocrizia. Prin ei s-a introdus în școli și a otrăvit astfel cu doctrinile sale mai multe generații, spunea Paulescu. Ateismul este respins categoric de dezvoltare a științei. Toate cercetările științifice dovedesc că tezele din Biblie, tezele din religie sunt valide, sunt întemeiate. Foarte grav rol a avut ateismul împreună cu evoluționismul, cu relativismul pe care l-a născut. Evoluționismul lui Darwin, și el de altfel un savant creștin, contrar așteptărilor, dar au folosit opera lui, ipoteza lui, este o ipoteză. Evoluționismul lui Darwin este o ipoteză care n-a fost probată. Au utilizat-o tocmai în da, Mars în lupta a sărit cu, imediat da. Când a publicat Darwin prima lucrare prima de tema. Lucrarea lui, da? Da. Imediat Mars a sărit și a spus: de asta are nevoie. Avem noi nevoie, comunismul. Filozofia marxistă, materialistă, dialectică, da. Și au dezvoltat-o așa cum știu, încât mă întorc la monsignorul Ghica, care spunea cu tristețe: generațiile de după noi ne vor privi cu mare tristețe și cu mare suspiciune. Cum am putut noi să acceptăm să viețuim sub două cărți lamentabile? În secolul 20, sub capitalul lui Marx și sub Mein Kampf al lui Hitler. Sunt cele două regimuri cu ideologii care au născut, cele două ideologii izvorâte din aceste cărți nenorocite care au murdărit secolul 20, gândirea. Au creat oamenilor. Crimele da. Cele mai oribile în secolul al comunismul și nazismul. Și nazismul. E strălucit că recent Parlamentul European a pus pe același plan nazismul cu comunismul. Savanții intelectuali secularizați
au avut o influență nefastă, așa cum spuneam, Marx, Darwin, Freud, Hitler, Lenin, cealalți. Pentru că mai gravă decât ignoranța este cunoașterea unor lucruri neadevărate. Ei au distribuit, au manipulat și propagarea, da, unor minciuni, lucruri unor aberații. Exact, exact. Da. Este o problemă, am constatat adunând aceste documente, că continuă să existe în lume o discriminare a savanților creștini, care trebuie oprită. Adică sunt profesori universitari care, pentru faptul că sunt creștini, sunt scoși din concurs, sunt marginalizați. Am un caz celebru, nu știu dacă voi putea în seara aceasta să vi-l prezint, a unui savant francez care a trebuit să plece în America și a luat pe urmă premiul Nobel, numai pentru că el a mers la Lourdes împreună cu o bolnavă și a constatat cu ochii lui cum bolnava a supusă unei boli terminale. S-a vindecat la Lourdes. Și el a mers la Lourdes, da. Da, și el la concurs, după ce a făcut niște descoperiri extraordinare... I s-a imputat treaba asta, i s-a cântărit. O să ajung probabil la el, nu știu, trist, dacă timpul ne va penita ce. Aș vrea să subliniez faptul că religia este un tezaur peren. Da. Mircea Eliade, marele istoric al religiilor, istoric mondial al religiilor, spunea foarte clar: am constatat că religia nu este o preocupare legată de o anumită vârstă a unei societăți, de o anumită etapă din evoluția unei societăți. Este o prezență perenă. Și el a spus un lucru care ar trebui să ne îngrijoreze, să ne alarmeze, să ne trezească pe toți, pe fiecare. Dacă omenirea se va îndepărta de Dumnezeu în 3-4 generații, va ajunge într-o stare de nevroză suicidară. Ceea ce însă cam simte acum, să profinează. Ceea ce este de luat în seamă cu toată seriozitatea. Știința este și o cale de vindecare a ateilor. Iezuiții, care erau mari matematicieni, de altfel o vreme și astronomi, o vreme astronomia se numea știința iezuiților, pentru că ei erau cei care întemeiau observatoare astronomice și mai departe, ei au folosit matematica, unul din iezuiți îi scrie papei, a folosit matematica pentru a creștina pe chinezi. Adică mergeau în China, arătau cunoștințele de matematică ale savanților creștini, instrumentele, europeni, metodele, instrumentele, da. Și chinezii erau foarte impresionați, îi angajau miniștrii ai matematicii și așa mai departe. Dar și se și creștinau. Se creștinau. Le permiteau să deschidă și biserici. Adică avea și mesaj. Această prezentare, da, de știință avea și mesajul creștin. Obiectivul acestor creștini, acestor misionari extraordinari, era să folosească matematica pentru creștinarea chinezilor. Deci creștinarea neamurilor extraeuropene s-a făcut nu numai cum spunem noi așa ușurate, că și cu războaie și cu colonialism, s-a făcut și cu știința. Poate mai mult decât cu alte mijloace. E foarte important să fie repuse în valoare rădăcinile creștine, domnule, ale Europei. Repunem în valoare rădăcinile creștine pentru România. Cum vedeți dumneavoastră o renaștere în sufletul românilor, atât de afectați de ateism, am văzut, de aderare la ideologii atee, în condițiile în care totuși nu prea avem semne că poporul român a revenit la morala creștină, mă refer la valorile morale creștine, fiindcă vedem în comportament, în viața de zi cu zi, în mentalități și moravuri, adică e un paradox. Pe de o parte o ținem că suntem majoritari ortodoxi, de exemplu eu sunt ortodox, că suntem 85%, deja am văzut că nu suntem, referendumul ne-a zguduit pe noi ortodoxi, că nu suntem decât 3 milioane și aceea, vai de capul nostru cum suntem, de-abia am reușit să mergem la referendum din acei majoritari, ne afișăm că suntem botezați, că suntem ortodoxi, că facem, dregem, dar suntem foarte mincinoși, foarte corupți, foarte furăcioși, cum îmi spunea un copilăr, că suntem furăcioși. Ei, aceste cuvinte urâte n-ar putea fi
posibile nici măcar să le pomenim dacă am fi avut o morală creștină, în mare morală creștină, că e ortodoxă, că e catolică, că e protestantă, dar o morală creștină, să spunem, nici pe asta morală simplă nu avem. Cum vedeți dumneavoastră ca soluție, că sunteți și politician, asta aș vrea de la dumneavoastră. De altfel, dicționarul acesta are, cred că va contribui la înțelegerea mai bună a doctrinei creștin-democrate, a doctrinei sociale a bisericii, pentru că se vede că cei mai luminați dintre semenii noștri, savanții din științele exacte, au crezut în Dumnezeu și au promovat valorile creștine. Eu cred că poporul român este un popor creștin, cu adevărat creștin. A trecut printr-o suferință extraordinară în perioada comunistă. Am trăit cu toții o dedublare. Din păcate, liderii noștri au fost cei care au făcut compromisuri mai grave. Și din păcate... Liderii intelectuali. Liderii intelectuali, politici, uneori și universitari, religioși. Academici. Academici. Și religioși, colaborarea cu securitatea. Dumnezeu îi știe pe fiecare, da? Și poporul a intrat într-o confuzie, într-o derută. Mă amintesc de vecina mea care, mergând eu în vremurile vechi cu o conferință de politică externă la mine în sat, m-a întrebat de ce eu merg la biserică când merg în sat și pe băiatul ei, care e inginer agronom la Târgu Mureș, nu-l lasă șefii să meargă la biserică. Deci era această, s-a adunat această confuzie în neamul nostru și trebuie să ieșim din această situație. Ieșirea nu poate avea loc decât prin întoarcerea la credință. În primul rând a liderilor. Dar din păcate, tocmai liderii politici de data aceasta, după Revoluție, s-au îndepărtat de morală și de morala creștină, sigura morală care are temei, rădăcini în principiile creștine, rădăcini temeinice, alte morale fără credință, morală fără credință nu există. Din păcate, liderii politici n-au fost la înălțime. E nevoie, cum am mai spus de mai multe ori, să intre în politică creștinii. Trebuie să înțeleagă preoții, pastorii, că au datoria să îndemne pe enoriași să se alăture partidelor politice, să participe la viața socială, civică, politică. Da, domnule politică. Petrina, trebuie să fii neapărat creștin dacă un primar, să spunem, un abuziv, sau face cineva abuzuri, un prefect, zic generic așa, să apuci să taie toți copacii dintr-un parc sau să distrugă, să spunem, un parc de joacă, singurul parc de joacă dintr-o comunitate. Ai o atitudine civică, morala creștină spune să-ți ajuți aproapele, să-l sprijini, dar avem și o morală laică, să spunem, nu neapărat creștină, care ar trebui să ne determine să acționăm. Și iată că nu reacționăm nici din morala laică, nici din morala creștină, nicio reacție. Da, lipsa de reacție. Da, noi aveam în Senat înainte mitropoliții și episcopii prezenți în Senat de drept. Preoții noștri sunt cei care au dus bătălia pentru eliberarea Transilvaniei, pentru realizarea unității naționale. Cu preoții în frunte, spunem imnul național. Preoți cu crucea în frunte. Preoți cu crucea în frunte, spunem imnul național. Încât această rezervă a bisericii de a se implica în politică, nu în sensul de a lua partea uneia sau altuia dintre partide, ci în sensul de a arăta direcția, adevărul. Dacă un primar este un vrednic gospodar, corect, cinstit, folosește banii, a folosit în timpul unui mandat averea comunei cu bună credință în slujba comunității, biserica, preotul îl susține. Are dreptul să spună: primarul nostru s-a dovedit un om al bisericii, un om al corectitudinii, un om moral. Părerea mea este că merită să mai fie ales. Dar dacă un în alt... acela, da,
Dacă are în față un primar decăzut și abuziv. Abuziv și hoț, are datoria imperativă să spună poporului acest lucru. Și știu că trebuie și mijloace, e foarte important ca un primar să nu fie ales decât de două ori, este foarte important ca regulile politice să fie respectate și așa mai departe, justiția să fie curată, puternică, e foarte important. Creștinii, oriunde se află, ei trebuie să fie sarea pământului, ei fermentul. Trebuie să fie fermentul care să dea direcția sănătoasă comunității respective. Este de lucru foarte mult în neamul nostru, dar există speranța. Avem condiții interne și internaționale pentru a ieși în această situație. V-aș ruga să mă îngăduiți să vă prezint câteva citate din ales aproape la întâmplare. Dicționarul din Savanții Lumii dicționar. Cred în Dumnezeu, realizat de iată, am aici pe Francis Sellers Collins, născut în 1950, un celebru medic genetician american. El a fost șeful echipei care a făcut harta genomului uman. Iată ce spune el la un moment dat. Am participat la redactarea discursului președintelui SUA pentru momentul sărbătoririi succesului în realizarea hărții genomului uman în iunie 2000. Și zice, dă un citat Collins, spune: din discursul președintelui. Astăzi, a spus președinte SUA, învățăm limba în care Dumnezeu a creat viața. Președintele celei mai mari țări, am auzit că actualul președinte a participat pentru prima dată la marșul pentru viață. Anti-avort, Trump. Anti-avort. Trump, da. E un eveniment colosal, universal, extraordinar. Acum 3 zile, da? Da, extraordinar. Președintele a zis, deci învățăm limba în care Dumnezeu a creat viața. Suntem cu atât mai copleșiți de uimire și venerație în fața complexității, a frumuseții și a minunii darului cel mai sfânt și divin al lui Dumnezeu. Și apoi Colin spune, vă întrebați poate de ce eu, ca om de știință, riguros, instruit, am fost surprins de o asemenea afirmație vătit religioasă făcută de liderul lumii libere într-un astfel de moment științific, sau dacă am fost tentat să ridic din sprânceană sau să privesc în pământ stânjenit. Ei bine, nu! De fapt, în zilele frenetice care au precedat acest anunț, colaborasem strâns cu consilierul care scria discursul de președintelui și susținusem cu tărie includerea acestui paragraf. Iar atunci când mi-a venit rândul să rostesc și eu câteva cuvinte, am dat glas acestei convingeri. Este o zi fericită pentru întreaga lume. Încerc un sentiment de umilință și uimire la gândul că am fost primii care au aruncat o privire asupra propriului nostru manual de instrucțiuni, știut până acum numai de Dumnezeu. Oameni de știință, cea mai înaltă știință. Iată cum... Harta genomului. Iată cum judecă. Sau, l-am luat așa alfabetic, ca să... Einstein, zice, dimensiunea religioasă a Einstein este consistentă. Știința fără religie este șchioapă. Religia fără știință este o armă. Am textul în german aici. Tot Einstein spune, știința poate să fie creată numai de aceia care sunt în profunzime dotați cu aspirația către adevăr și înțelepciune, iar sursa acestui simțământ izvorește din sfera religiei. Repet, Einstein a mărturisit credința și a adus un elogiu extraordinar iubirii, spunând: există o forță extrem de puternică pentru care, cel puțin până în prezent, știința nu a găsit o explicație formală. Este forța care include și guvernează totul. Este chiar în spatele oricărui fenomen care are loc în univers, și încă nu a fost identificată de noi. Această forță universală este iubirea. Și o descrie și încheie: pentru iubire noi trăim și murim. Iubirea e Dumnezeu și Dumnezeu este iubire. Stai, Einstein.
Iată și marele nostru Eminescu, o cronică literară a unui cronicar din Cluj foarte grijuliu, ne-a reproșat când am difuzat un extras Eminescu din acest dicționar, ne-a reproșat că noi, arătând că Eminescu a fost un om de știință, vrem să micșorăm dimensiunea lui de poet național. Și atunci am afirmat, susținem fără nicio rezervă, Mihai Eminescu este cel mai mare poet al neamului românesc, geniu împărat al poeților ce scriu în limba românească. Și ce spune Eminescu, este, dimensiunea lui de om de știință este extraordinară. Știți că deja au trecut decenii de când au fost, și chiar în perioada postcomunistă, chiar și în timpul comunismului, perioada interbelică, s-a analizat chiar din Luceafăru la steaua care a răsărit o cale atât de lungă, încât relativismul, deci practic Eminescu intuia, nu știa exact viteza luminii, dar relativismul acesta a fost înțeles perfect de Mihai Eminescu. El a făcut studii temeinice la Berlin și la Viena de științifici, a asistat la disecții, a fost un om al științei exacte, extraordinare. El are niște intuiții privind la teoriei electromagnetice și a luminii. Are intuiții geniale. Și a și tradus texte. În privința începutului și sfârșitului Universului. Iată cum descrie el Big Bang-ul. Pe când totul era lipsă de viață și voință, sau la început, pe când ființă nu era nici neființă, pe când totul era lipsă de viață și voință, când nu s-ascundea nimica, deși tot era ascuns, când pătruns de sine însuși, odihnea cel nepătruns, fu prăpastie genune, fu noian întins de apă, n-a fost lumea pricepută și din minte s-o priceapă, căci era un întâlnire ca o mare fără o rază, dar nici de văzut nu fuse și nici ochi care s-o vază, umbra celor nefăcute nu începuse să desface și în sine împăcată stăpânea eterna pace. Big Bang. Dar deodată un punct se mișcă, cel întâi și singur, iată-l cum din haos face mumă, iar el devine tatăl. Punctul acela de mișcare, mult mai slab ca boaba spumii, este fânul fără margini peste marginile lumii. Genial, iată. Cum ați spunea asta, în Luceafărul, relativismul este extraordinar și unul dintre textele cele mai remarcabile al lui Eminescu este un elogiu adus lui Iisus Hristos într-un articol publicat la Paști în 1881, care începe așa: iată 2000 de ani aproape de când ea, Evanghelia, au ridicat popoare din întuneric, le-au constituit pe principiul iubirii aproapelui. 2000 de ani de când biografia Fiului Dumnezeu e cartea după care se crește omenirea. Învățătorul lui Buddha, viața lui Socrat, principiile stoicilor, cărarea spre virtutea chinezului, Lao Tse, deși asemănătoare cu învățământul creștinismului, n-au avut atâta influență, n-au ridicat atât pe om ca Evanghelia, această simplă și populară biografie a blândului nazarinean, a cărei inima a fost răpusă de cele mai mari dureri morale și fizice, și nu pentru el, ci pentru binele și mântuirea altora. Și aduce un elogiu de o frumusețe extraordinară. Eminescu este... Spuneați că sunt în dicționar chimiști, fizicieni, biologi, astrofizicieni. Iată, Pascal. Da. Pascal, biologi extraordinar. Acum, publicul trebuie să înțeleagă, oamenii care, telespectatorii care ne urmăresc, această selecție făcută are valoare în secolul 21, fiindcă din secolul 20 s-au înmulțit savanții lumii și procentul față, dacă ați fi lucrat această scriere, acest compendiu, să-i spunem, în secolul 20, era un număr de savanți. În total, să spunem. Dintre care un procent foarte mare credincioși, un procent foarte mic necredincioși. Acum, în secolul 21, s-au înmulțit savanții, inclusiv confirmați prin premii Nobel,
Da? Foarte mult. Tehnologia, știința au crescut foarte mult în secolul 21 și practic la o altă scară se păstrează, la un alt volum, să spunem, se păstrează aceeași proporție. Aceeași proporție. Asta e important, da. Asta e important. Ce aveți acolo la 1000 de pagini, poate reușeai să faci la un 500 de pagini în secolul 19 spre 20, 20. Dar acum este aceeași, e o constantă. E o constantă în credința. Pascal vine și spune: omul este cea mai mare ființă din lume. Când? Când stă în genunchi și se roagă Creatorului său, atunci întrece tot universul. Pasteur. Va veni vremea când se va râde de prostia filozofiei noastre materialiste contemporane. Și așa este, cu cât studiez mai mult natura, cu atât mai adânc mă cuprinde o uimire evlavioasă față de lucrările Creatorului. În timpul lucrărilor mele de laborator, eu mă rog. Pasteur, care era, mergea zilnic la biserică și Paulescu al nostru, cum v-am spus, cel mai mare interpret științific al... Care îl prețuia enorm pe lui Pasteur. Da. Domnule Petrina, foarte, foarte vrednice lucruri. În sfârșit mi-am mai notat... Îmi permiteți la, da, cum am spus, esența, numărul, teza, numărul din cele 30 pe care le-ați selectat pentru Inedit TV, aici ateismul, evoluționismul și relativismul, evoluționismul folosit aberant, aș spune eu, deci aberant de către ideologii comuniști și cei naziști chiar. Evoluționismul a primit 3 lovituri una după alta în secolul 20 în Statele Unite, când s-a demonstrat științific în congrese succesive, la 2 ani odată se întâlneau creaționiștii și peste 2 ani evoluționiștii. Și iar la fel. Și participau și unii și alții. Nu se păruiau ca România, dar se atacau foarte tare în buletinele periodice, da, și ce revistele pe care le scoteau. Odată erau gazdă creaționiștii și veneau evoluționiștii. Interesant. Asta, da. Și lupta finală a fost cu victoria totală, decisivă, și s-a stins practic. Nu neapărat că n-au mai fost argumente, dar au fost copleșitoare. Medicii, biologii, zoologii chiar, fiziologii și din regnul animal și din regnul uman, au descoperit și au probat, au stabilit faptul științific că sunt cel puțin 3 organe și la om și la regnul animal, la animale, la păsări, la mamifere și la om, 3 organe, spun creaționiștii, oameni de știință, savanți americani, de regulă protestanți, că asta sunt ei, protestanți și neoprotestanți și catolici, 3 organe ireductibile, ochiul, aripa și genunchiul. N-au cum să evolueze. Din nimic să-ți facă, adică am plecat de la o moluscă, de la o moleculă, cu toate aberațiile spuse. Foarte interesant. Da. Foarte interesant. Deci genunchiul nu a venit din nimic și s-a ajuns la genunchi. El așa a fost făcut, că este o articulație teribilă, nu poate cu 6 grade de libertate, nu se poate face în mecanică, nici măcar roboții nu pot decât cu 5 grade de libertate. Ochiul și aripa. Aripa pe care, iată, avioanele moderne au copiat-o, nici măcar în proporție de 40% și este maxim, deja facem zboruri teribile, dar aripa de pasăre, organ al treilea, ireductibil, deci nu se poate reduce, nu progresează, nu evoluează, așa că oameni buni aveți în arsenalul dumneavoastră de a combate evoluționismul acesta legat de materialismul dialectic, etc., pe care l-au învățat părinții noștri, la Ștefan Gheorghiu, la Partidul Comunist, la Moscova și așa mai departe, 3 argumente teribile. Într-adevăr, Darwin era foarte nesigur. Când a publicat el despre originea speciilor, spune unul dintre savanți, Darwin a fost extrem de nesigur în privința teoriei sale. Au trecut aproape 25 de ani între elaborarea teoriei și publicarea ei. Dar, spuneam înainte, și îl citesc pe istoricul Paul Johnson, un mare istoric nonagenar din Anglia, spune așa: plăcerea cu care Engels și Marx s-au repezit asupra originii speciilor, cartea lui
lui Darwin, încă din săptămâna publicării, a fost urmată de un interes continuu din partea liderilor comuniști, de la Lenin și Trotsky până la Stalin și Mao Zedong, la Pol Pot, la Sartre, față de teoria darwiniană a selecției naturale ca justificarea luptei de clasă, a urei de clasă. Ca să fie respectabil în proprii ochi, comuniștii trebuiau să creadă, ca să fie respectabil în proprii ochi, comuniștii trebuiau să creadă că ideologia lor ar fi fost științifică. Da, aici ai cumplit o crimă ideologică, cum au, putut cum să... au deturnat, cum au pervertit știința în slujba unei ideologii criminale, diabolice, nici măcar o ideologie, să spunem, nocivă, da. Unei ideologii diabolice. Unul din savanții care m-a impresionat prin viața lui este Grigore Traian Popa. Facultatea de medicină din Iași îi poartă numele. Acest om în Universitatea de Medicină și Farmacie, UMF Iași. Universitatea de Medicină și Farmacie din Iași. Îi se spune Grete Popa, Grigore... Da, Grigore Traian Popa. El a fost de o generație cu George Emil Palade, da. Să spunem. În 1947, prin iunie sau așa, prin aprilie, în 15 aprilie, el a ținut o conferință în București cu titlul Înapoi la morala creștină, în care a veștejit și nazismul și comunismul. Repet, în 1947, în perioada aceea dintre 44 și 47, până când în iulie 47 au fost zdrobite Partidul Național Țărănesc și liberali, dar în special când au fost închiși liderii noștri și în decembrie a alungat regele. Deci când anul 1947 încheie ocuparea brutală a României de către... Și începe sovietizarea ei. Începe sovietizarea. El în aprilie ține o conferință cu titlul Înapoi la morala creștină în care atacă amândouă aceste aberații. Și nu am citate extraordinare aici, nu știu cum stăm cu timpul. Dar mai avem câteva minute. Da, dacă da, zice, naziștii declarau în afară de lege părerile democratice și învățau tineretul lor să le urască și să le extermineze. Ei au căutat să epureze ideile și să îndepărteze opoziția. La fel, comuniștii vânează cu poliția ideile care nu le plac și vor exterminarea opoziției, propagând ura și violența contra oricărei alte credințe, în afară de aceea proprie. Toată propaganda din zilele noastre este o propagandă a urii și de îndemn la violență. Asta în aprilie 47 și în iulie vine și se confirmă aceste lucruri. De altfel, bietul Grigore Traian Popa a fost imediat răituit, a vrut să-l aresteze la facultate, studenții s-au opus, atunci a fugit pe păduri și pe unde a putut, pe la Rudenii, s-a îmbolnăvit, a murit. Deci este o victimă a comunismului, un erou al luptei anticomuniste, pe tărâm intelectual și științific, atenție, nu cu arma în mână, cum a făcut Gavrilo Ovoranu, să spunem, marele erou național în munți, dar s-a făcut și cu argumentul științific și al credinței în minte și în suflet, un alt gen de rezistență anticomunistă a neamului românesc în fața invaziei bolșevice și a tancurilor sovietice care ne-au adus marxismul, leninismul etc. Iată, dicționarul Savanții Lumii Cred în Dumnezeu ne oferă acest instrument extraordinar în secolul 21 cu atâtea nume de personalități, de mulți oameni care și-au dedicat viața cercetării științifice cu adevărat, nu falsul, comuniste sau naziste, etc., pentru a păstra această credință în Dumnezeu atacată din toate direcțiile în secolul 20. Dar, domnule Petrina, în secolul 21 ne confruntăm acum cu neomarxism. Da, e o luptă continuă. Da. Necuratul nu doarme, este o confruntare... Ideologii sexuale aberante. Principii, în ghilimele, de educație sexuală la copii. Această campanie extraordinară împotriva vieții omului, promovarea decadenței este de o gravitate extraordinară. Mai ales în secolul 21, când deja s-au adunat
foarte multe date științifice, vorbim de știință adevărată, știința înseamnă ceea ce se poate proba, verifica și se întâmplă mereu în aceleași condiții, iar eu pot să cuantific, să măsor și să verific în aceleași condiții, să obțin aceleași rezultate dacă la plecare am avut aceleași cauze. Am definit ceea ce înseamnă în limbaj foarte popular, eu sunt inginer tehnolog, ce înseamnă știința: observație, experiment și verificare. Observație, observ o legitate, o experimentez și eu, la aceleași condiții, de la aceleași cauze și obțin aceleași rezultate și verific lucrul ăsta de N ori. Datele științifice ne arată că există Dumnezeu, că majoritatea mare, ca să forțez limba română, a savanților lumii, majoritatea este credincioasă în Dumnezeu, că or fi catolici, că or fi ortodoxi, că or fi protestanți sau neoprotestanți sau chiar și în cadrul iudaismului, cum aveți aici dumneavoastră. Am inclus și din budism, da? Și din... Iudaismul, islamismul și budismul, celelalte trei religii mari pe lângă creștinism, da? Oamenii de știință care s-au născut în acel spațiu etnic, să spunem și geografic, chiar dacă au emigrat la anumite universități americane, de regulă, ei au rămas fideli credinței în care s-au născut, dar toți au afirmat, aproape toți, că există un Dumnezeu al lor. Deci nu există ateism, asta este clar dovedit și iată că în secolul 21 acum ne confruntăm cu neomarxism. Da. E o problemă. Am un citat foarte frumos. Da, mai avem aici două minute, dacă... Da, am un citat foarte frumos, vă rog, finalul, pe care vi-l spun, da. nu găsesc acum autorul, citați-l, e un așa italian, care spune așa: o stele extraordinară, un astronom italian, o stele de o frumusețe extraordinară, voi sunteți mai frumoase ca orice pe lume, voi sunteți strălucitoare, voi sunteți stăpânitoarele Universului, dar voi nu puteți să vă dați seama despre voi. Eu, savantul, eu vă pot privi, vă pot număra, analiza, vă pot cântări, analiza, așa, și eu pot aduce elogiu Creatorului pentru frumusețea voastră. Extraordinar. Da. Da. Să găsesc aici. Nu v-am vorbit de Max Planck, demeitorul fizicii cuantice. Unul, da, dintre marii... Cei mai mari savanți din fizica modernă a secolului 20, Max Planck, sunt institutele... După ce s-a descoperit teoria aceasta a caracterului ondulatoriu al materiei, al luminii, și s-a văzut că este și corpuscul și undă, electronul, da? Atunci unul din marii savanți au spus: din acest moment oricine poate să creadă în Dumnezeu. Max Planck și cei din plasma, echipa sa, da. Da. Adică unul din cei... nu mai există nicio reținere, niciun om serios care se vrea înarmat cu știință, apărător al științei, promotor al științei, nu mai trebuie să aibă nicio rezervă în a fi în același timp și creștin. Ce frumos am încheiat cu Max Planck, unul din cei mai mari savanți ai secolului 20 și ai lumii, fără de care microfizica, iată și macrofizica folosește astăzi fizica, dar microfizica nu ar fi ajuns la rezultate uluitoare, incredibile în secolul 21, fizica cuantică, mecanica cuantică și fizica cuantică, pe care le-au fondat descoperirile, viziunea și știința acestui german teribil, Max Planck. Final de emisiune, îi mulțumim domnului Liviu Petrina, președintele executiv al Partidului Corectei Guvernări, fondator al creștin-democrației în România, după Revoluția Anticomunistă, și eu, ca simplu jurnalist și simplu inginer, mă declar copleșit de lucrarea teribilă, dicționarul Savanții Lumii, cred în Dumnezeu. Adaug, sunt coautor cu soția, Laura, coautor cu Sigarteu Petrina, da, biolog, care a scris odinioară o carte dedicată lui Paulescu, vieții lui Paulescu, înainte, în vechiul regim. A publicat o carte împreună cu nepot de-a lui Paulescu. Ce frumos în familie, tatăl și fica. Soția a fost.
soție. Tatăl și, dar mă scuzați, fica mea m-a ajutat. Fica dumneavoastră, asta vreau să o precizez, că apare aprare în lucrare și fica dumneavoastră și vreau să spun tată, mamă. Am fost o echipă, am fost și o echipă. Fică, o familie, da, tată, mamă, fică, o familie care au lucrat sub coordonarea domnului Liviu Petrina, deci iată familia domniei sale, pentru realizarea acestei lucrări extraordinare pe care o dăruiește ca intelectual creștin societății culte, societății românești, devastată până mai ieri de ateism. Silvia Lupei, sus inima români, nu pierdeți Inedit TV în fiecare seară de luni până joi de la ora 21:30.